Un al treilea pod peste calea ferată ar putea fi construit în Buzău. Pe acolo vor putea trece cu mașinile, bicicletele și alte vehicule, dar și pe jos peste 20.000 de buzoieni care lucrează în zona industrială. Podul urmează să fie construit din fonduri proprii. Municipiul Buzău mai are multe proiecte de terminat și, după câștigarea alegerilor locale, edilii au mai pregătit încă pe atâtea pentru următorii 4 ani. În momentul ăsta avem în implementare, la nivelul lunii iunie 2024, 35 de proiecte în valoare de totală de 383.542.466 de euro, iar în pregătire avem alte 32 de proiecte în valoare de 350 de milioane de euro. Toate aceste proiecte sunt pe fonduri europene la care se pot adăuga și alte proiecte care vor fi finanțate din alte surse. Una dintre viitoarele investiții se referă la construirea unui pod nou peste calea ferată care să lege orașul de zona industrială, degrevând astfel pasarela de la Drăgaică, în special în orele de vârf. Mă refer la acea idee și o să o prindem în buget al construcției de fezabilitate. Deja în luna iulie vom avea prinsă în buget așa ceva. Este vorba de a treia cale care va însemna un pod de 130 și ceva de metri din Bulevardul Republicii spre strada Aurel Vlaicu, astfel încât să se poată ajunge mai repede în zona industrială, în zona economică a Buzăului, în care sunt cei mai mulți angajați, aproape 20.000 de oameni. Zona de intravilan pentru dezvoltarea economică a Buzăului va fi extinsă prin noul plan urbanistic general și va crește cu 775 de hectare până în proximitatea autostrăzii A7. Astfel, Buzăul se va îmbogăți cu un nou pod rutier și pietonal care va asigura trecerea peste calea ferată mai rapidă pentru mii de buzoieni care lucrează sau locuiesc în cartierele din zona industrială.